Salut din pădure, aici o să dorm la noapte și dacă data trecută am avut acoperiș și n-am avut sac de dormit, de data asta e mult mai frig, undeva în jur de minus 6 grade Celsius o să fie la noapte. Și o să dorm aici, de data asta am saci de dormit, am doi, da. O mai fost când și cu doi saci de dormit am scribulit de frig, cu vremea când o să fie o să am unul și bun, da, până atunci umblu cu doi după mine. Am saci de dormit, dar n-am acoperiș, nimic, nici folie, nici prelate, nici cort, nici frunze, nici crengi. Vreau să dorm în seara asta, știți cum? Să adorm privind stelele. Deasupra mea o să fie doar stelele. Cerul înstelat. Atât. Dacă mi se bagă și luna în față, ar fi super, da? Am studiat vremea, zice că o fi senin la noapte și noaptea trecută a fost senin. Eu cred că o să fie foarte frumos. Să pot să dorm la minus 5, minus 6 grade. Într-un vârf de deal în pădure și să adorm privind stelele. Nu acoperiș, nu, cum v-am spus, nu crengi, nu frunză. Am văzut că am găsit un pet. L-am umplut cu apă din baltă și v-ați gândit poate că beau. Nu beau apă din baltă. Uitați ce fac cu el. Să am apă caldă. Ia un pic tulbure, dar de spălat pe mâini. E pet de apă, normală, pet de plastic, că nu este pet de apă. L-am umplut cu apă și l-am pus la foc. Asta e masa de seară. De asta am trecut la rău vegan. 3 cartofi copți, o ceapă coaptă. Și un pic de slăninuțe fripte. Mai câteva gânduri așa de noapte, ca să spun așa. Așa, că n-am, mie mi-e drag să stau cu voi de vorbă. Sper că și vouă mi-e drag să stați cu mine de vorbă. Și ce m-am gândit acum? Bun, acum știți cât îmi place mie de mult. Pentru mine e ceva frumos, nu știu, ceva... Să stai la foc în pădure, de când mă știu, m-a plăcut să stau la foc. Chiar dacă au fost situații când în curte am făcut focul și am stat noaptea, dar în natură, în pădure, în... să stai noaptea, mai ales când e frig afară la un foc, e... nu știu, pentru mine e ceva minunat, frumos și puțin spus. Dar m-am gândit așa, oare o să vină vremea în care se stau așa noaptea la foc în pădure, silit de împrejurări. Acum am venit, că am vrut eu să vin, nu m-a obligat nimeni, am casă. Acum, dacă nu m-ar conveni, în jumătate de oră m-aș strânge ce am aici și aș fi acasă, în pat, la căldură. Am venit cu mâncare, ați văzut, slănină, pulpă, la rotisor, cartofi. Dar oare o să vină vreodată vremea
Eu mă gândesc așa și mă întreb și nu știu, n-am deocamdată niciun răspuns, deși șanse sunt în care să trebuiască să fiu obligat să iau ceva repede ce pot să iau în spate, să supraviețuiesc o săptămână, două, o lună în pădure, cu ce-mi dă pădurea, cu ce pot, că n-am cum să plec de acasă să-mi iau mâncare pe o lună, două. E o întrebare, sunt niște gânduri. Dacă v-ați gândit vreodată sau dacă nu v-ați gândit, eu m-aș bucura să lăsați un comentariu. Ce credeți voi? Dacă v-ați gândit vreodată la așa ceva? Ce părere aveți de gândurile mele? Oricum, vă spun în încheiere, dragilor, viața de haiduc, ca să zic așa, viața pe pădure nu-i ușoară. Nu-o doriți, eu nu-o doresc, mie-mi place așa, îmi place, cum vă zic, dar știu că și dacă nu dorm noaptea asta, mâine dimineață ajung acasă în pat la căldurică și dacă chiar vreau, nu mă oprește nimeni, dorm cât vreau eu. Dar dacă ar trebui să stau o săptămână, două, să n-am nici mâncare, poate foarte puțin. Aștept și eu să văd părerile voastre. Seară faină, dragilor! Și a venit și momentul care să intru la somn. Pregătesc. Așa. Noapte bună. Să vă spun dimineața ce am făcut, cum am dormit.